începem. Bună ziua! Și vă mulțumim foarte mult că ați dat curs invitației noastre și sunteți aici. Numele meu este Valerian Tăbârță, sunt coordonator de proiecte la Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova Contact. Alături de mine este Serghei Neicovcen, este directorul executiv al Centrului Contact, și Vasile Cantarge, expert de la Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBC AXA. Suntem aici pentru a vă prezenta rezultatele unui studiu sociologic prin care am vrut să vedem percepția populației asupra corupției în administrația publică locală în 6 unități teritoriale administrative din Republica Moldova. Dar mai întâi de a vă povesti, mai am anunțit despre rezultatele studiului, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre contextul în care a avut loc și s-a efectuat acest studiu și de ce anume acum și de ce în aceste 6 localități și nu în altele. Deci implementăm acum la moment un proiect care se numește Transparența și responsabilitatea autorităților publice locale prin activități comune ONG mass media locală. Este un proiect pe care îl implementăm deja de un an de zile, am trecut în al doilea an de zile și se va implementa până la sfârșitul acestui an. Deci, organizația care implementează este Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor Moldova Contact. Zona de implementare sunt 6 unități teritoriale administrative, între care Telenești, Creuleni, Rezina, Călăraș, Cimeșlia și municipiul Bălți. Partenerii de implementare a acestui proiect este Centrul Contact Bălți și Centrul Contact Cahul. Și bugetul total al proiectului este un pic mai mult de, sau aproape 290.000 de euro. Scopul principal al acestui proiect este de a contribui la consolidarea rolului ONG-urilor și mass media în monitorizarea și prevenirea corupției la nivel local în Republica Moldova prin formarea de capacități comune ONG mass media și autorități locale de a implementa inițiative participative care în principal s-ar referi la prevenirea corupției. Obiectivele pe care ne le-am propus în acest proiect este de a spori eficiența luptei împotriva corupției în sectorul public prin dezvoltarea și implementarea 6 planuri anticorupție la nivel local în 6 unități teritoriale administrative din Republica Moldova. La fel, consolidarea capacităților a cel puțin 60 de reprezentanți a mass media și ONG locală în monitorizarea și prevenirea corupției la nivel local. Un alt obiectiv pe care ne l-am propus este de a instrui reprezentanții APL noi alese în monitorizarea și prevenirea corupției la nivel local, de a implementa activități comune anticorupție ONG mass media la nivel local sau în comunitățile ținte și de a disemina bunele practici în monitorizarea și prevenirea corupției la nivel local. Activitățile pe care le-am făcut până acum și care le mai vom efectua pe parcursul de ani de zile sunt următoarele. Noi am selectat mai întâi 60 de reprezentanți ONG-urilor și mass media de la nivel local. I-am instruit în 3 traininguri ce s-au referit la tehnici de monitorizare a planurilor anticorupției, dezvoltarea planurilor anticorupției, implementarea activităților anticorupție la nivel local. Am lansat un apel pentru planuri de intenții comune ONG mass media cu privire la punerea, aplicare și monitorizarea activităților de combatere a corupției la nivel local. Am selectat 6 planuri de intenție în 6 unități teritoriale administrative. Cu alte cuvinte, atunci când am început acest proiect, noi nu ne-am pus scopul să mergem anume în aceste 6 orașe sau centre regionale sau municipii pe care au fost selectate până la urmă, dar ele au apărut, am hotărât și au fost selectate de a lucra în aceste localități ca urmare a selecției celor planuri comune ONG mass media, planuri de intenție, în care ei ne-au descris sau în care ei au dorit să implementeze activități comune ONG mass media de prevenire
de monitorizare a planurilor de anticorupție care sunt elaborate la moment în aceste 6 localități. La fel am făcut 6 sesiuni de informare în comunitățile selectate. Am selectat 120 de reprezentanți a autorităților publice locale pe care la fel le-am instruit într-o serie de traininguri cu referință la politici anticorupție care pot fi implementate la nivel local. I-am instruit în domeniul integrității, în domeniul dezvoltării și implementării planurilor anticorupție la nivel local. Am făcut și un studiu sociologic despre care vom vorbi în continuare cu privire la nivelul de percepție a corupției la nivel local. Vom edita un ghid de elaborare și implementare a planurilor de acțiune anticorupție la nivel local și acum urmează să ca aceste autorități publice din aceste 6 unități teritoriale administrative să adopte aceste planuri și să le implementeze deja începând cu luna mai anul curent. Vom acorda 6 granturi mici pentru ONG-uri și mass media de a monitoriza aceste planuri care vor fi adoptate acum la nivel local și vom face campanii media cu privire la inițiative anticorupției la nivel local. Aici vor fi elaborate câteva spoturi, vor fi editate un șir de materiale în presa scrisă, prin care noi dorim să atenționăm publicul larg asupra problemei existente și asupra inițiativelor anticorupției care pot fi inițiate și pot fi implementate la nivel local în Republica Moldova. Acum cred că am să-i dau cuvântul lui Vasile Catarji să vă vorbească mai mult despre rezultatele studiului pe care l-am efectuat. Te rog, Vasile. Da. Mulțumesc, Valerian. Bună ziua tuturor. O precizare de la bun început. Cercetarea a vizat nu în mod explicit și exclusiv corupția la nivel local, ci într-un mod comparativ. Corupția la nivel local, în administrația publică locală, în rândul agenților prestatori de servicii la nivel local, comparativ cu instituțiile la nivel raional sau regional. Câteva cuvinte despre metodologie. Colegul s-a referit deja că area proiectului vizează 6 unități administrativ-teritoriale, respectiv și sondajul a cuprins aceste 6 unități. Per total au fost realizate 601 interviuri în area proiectului. Odată ce proiectul își propune să elaboreze planuri de acțiuni aparte pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, eșantionul a fost distribuit în mod egal între aceste unități, însă pentru a reflecta situația generală, el a fost ponderat proporțional cu numărul populației. Deci, datele au fost colectate în perioada 28 ianuarie 4 februarie 2016, realizate fiind interviuri la domiciliul respondenților. Pentru întregul eșantion, marja de eroare este de plus minus 4% și eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă a arei cercetării. Să trecem la rezultate propriu zis. Nu este o surpriză, iar datele pe care le-am obținut în aceste 6 unități comparate cu alte cercetări care vizează fenomenul corupției arată că nu există careva percepții specifice dacă ne comparăm cu întreaga țară. În ultimii ani, probabil ați sesizat și cu ocazia prezentării altor cercetări sociologice, fenomenul corupției s-a urcat în topul problemelor resimțite și percepute de populația Republicii Moldova, uneori apărând deja pe locul 3-4, iar în acest sondaj corupția apare pe locul 5, după sărăcia, tarife, șomaj, instabilitate politică, ca și fenomen negativ, ca o problemă la nivel major național.
fost interesant să vedem cum percep cetățenii, cum definesc cetățenii ce este corupție. Este surprinzător, în primul rând, faptul că cel mai des ei definesc acest fenomen prin a oferi mită, a da. A da bani pe nedrept cuiva sau a da bani pentru a rezolva o problemă. O remarcă a fost o întrebare deschisă în care cetățenii singuri au trebuit să-și formuleze propriul răspuns. În al doilea rând, fenomenul corupției este definit ca un furt banal. Bani furați, neimpozitați de către stat sau asociat cu bandiți, hoți care fură bani. Și în al treilea rând, deja este nemijlocit asociat cu acceptarea mitei contra a un serviciu. Fie iau bani pentru unele servicii, oamenii care sunt la conducere iau mită. Totuși, cetățenii asociază corect cele mai frecvente forme ale corupției sau locuri în care are loc fenomenul. Astfel, marea majoritate, peste 80, peste 90% din cetățeni, consideră că da, este un act de corupție atunci când polițistul acceptă niște bani pentru a nu întocmi un proces verbal sau când procurorul sau judecătorul acceptă mită pentru a acorda câștig de cauză, când un medic ia mită pentru a oferi un tratament mai calitativ sau pentru o operație, funcționarii publici din primărie pentru a acorda prioritate în rezolvarea unei probleme sau corupția mediată când cineva, o persoană terță, ia mită pentru a o transmite nemijlocit funcționarului iarăși în scopul rezolvării unei probleme. Aș fi vrut să vă atrag atenție la un aspect mai special aici. La fel am fost întrebat dacă este mită sau nu oferirea unui cadou simbolic unui lucrător medical pentru o consultație. E vorba de o formă mai veche a corupției, tradițională, persistentă încă din anii chiar și sovietici, când fenomenul remunerării medicului cu niște brânză de oi sau cu coș de la țară persista și nu era tratat ca și corupție. Și atât că tradiționalismul este persistă în continuare și majoritatea cetățenilor nu consider că este o corupție faptul că când îi acordi un cadou simbolic unui lucrător medical pentru consultație. În ce măsură sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații? Odată ce proiectul viza corupția la nivel local, am încercat să vedem dacă nu cumva în gradul de prezență a fenomenului corupției este perceput de cetățeni ca fiind mult mai sporit sau exclusiv prezent în la nivelul înalt, la nivelul instituțiilor de stat și lipsește la nivelul local. Iată că rezultatele cercetării spun că o asemenea ipoteză nu ar fi una corectă. Primul rând, peste jumătate, majoritatea respondenților au fost de acord cu afirmația că corupția la fel este răspândită la nivel local ca și la nivelul conducerii de stat. Și un procent mai mic, circa o treime, unul din trei doar, a ales afirmația că corupția este cel mai des întâlnită la nivelul conducerii de stat. O altă afirmație care vizează un alt clișeu, când corupția este privită doar prin prisma acțiunii sau comportamentului celui care primește sau solicită mită. Astfel am întrebat dacă responsabil de corupție este cel care acceptă să ia mită sau cel care oferă mită este la fel de responsabil.
ca și cel care primește mită. Și iarăși, marea majoritate a cetățenilor au acordat un răspuns care confirmă, hai să zicem, o abordare mai matură a fenomenului, tinzând să fie de acord cu faptul că cel care oferă mită la fel este de responsabil pentru corupție ca și cel care o primește. După părerea dumneavoastră, în ce măsură se întâlnește fenomenul corupției în aceste instituții? Iarăși, deja de ani buni, principalele instituții ale statului se află sus, în top și neclintiți, fiind percepute ca cele mai corupte instituții. Justiție, parlament, guvern, poliție. Urmate de instituții medicale, instituții educaționale și mai jos deja instituțiile care, hai să zicem, înregistrează un nivel moderat de percepție a răspândirii corupției. Să trageți atenție că, practic, instituțiile la nivel local și regional, precum primăria, Consiliul Local, Consiliul Raional, toate se află în partea de jos, fiind percepute iarăși într-o măsură moderată ca fiind corupte. Iar cel mai jos avem organizațiile neguvernamentale, fie cele care activează la nivel național, fie cele care activează la nivel local, mass media locală, dar și cea națională, fiind instituțiile în care oamenii cred că există mai puțină corupție. Haideți acum să-i comparăm cu, să vedem în ce măsură percepția corupției influențează asupra nivelului de încredere în aceste instituții. Iarăși, se evidențiază instituțiile de bază ale statului. Pentru aceste instituții se pare că lipsa aproape totală a încrederii populației în ele este iarăși aproape în întregime determinată de percepția că aceste instituții sunt foarte corupte. Deci, pe această hartă, da, cu cât instituția, punctul instituției este mai sus, cu atât nivelul de percepție a corupției în aceste instituții este mai major și cu cât instituția este mai plasată mai în dreapta, cu atât nivelul de încredere este mai sporit în această instituție. Și iată că vedem că instituțiile centrale de bază ale statului se află în catranul de stânga sus, adică cu nivel de încredere cel mai scăzut și nivel de percepție a corupției cel mai sporit. Celelalte instituții, precum organizațiile, societatea civilă, mass media locală, Consiliul Raional, sunt instituțiile care, cumva să-i spunem, că sunt percepute inofensive, ca fiind inofensive pentru cetățeni. Încă, în pofida faptului că percepția corupției în aceste instituții este una moderată sau sub medie, da? Altfel spus, ele sunt percepute ca mai puțin corupte, însă și nivelul de încredere în aceste instituții este sub medie. Da? În schimb, primăria, instituțiile educaționale, Consiliul Local, da? Sunt instituții care înregistrează un nivel de încredere sporit și nivel de corupție sub medie, adică mai scăzut. Iarăși vă atrag atenție la instituțiile medicale. Da? Sunt instituții în care populația vede și crede că există corupție mare, însă le iartă acest lucru, înregistrând în continuare un nivel de încredere sporit. Este probabil iarăși rămășițele unor abordări tradiționale. O altă întrebare care vizează iarăși percepțiile, ceea ce cred oamenii, da? A fost formulată în felul următor: cât de frecvent se recurge la bani, cadouri, contacte personale pentru a soluționa problemele în. Și pe lângă instituțiile despre care am vorbit anterior,
Au fost plasate și o serie de instituții sau agenți care prestează nemijlocit servicii. Și iată că instanțele de judecată, procuratura, poliția se află în top al percepției, că acolo se recurge foarte frecvent la servicii, pe când administrația publică locală se află undeva jos, a patra de jos, și un lucru care necesită o atenție sporită. Agenții care prestează servicii, fie că sunt privați, fie că sunt comunali, da, se află jos în percepție privind frecvența poliției. Ori acolo unde există un contract de prestare de servicii între un agent privat și un beneficiar privat, adică cetățean, se pare că corupția nu-și regăsește locul. Și iată, aici avem deja procentele de cetățeni care au oferit mită într-o serie de instituții și agenți prestători de serviciu. Mai întâi să discutăm despre top și apoi să subliniem anumite lucruri. Cel mai mult, mai mult decât fiecare al doilea cetățean care a contactat, a beneficiat de servicii, s-a adresat pentru servicii de înregistrare a transportului, de eliberare a permisului de conducere, a plătit mită. Repet, sunt declarațiile respondenților, sunt rezultatele unui sondaj de opinie, dar sunt cifre care nu pot servi drept argument în judecată, dar sunt informații științifice, obiective, raportate de cetățeni. Apoi urmează poliția. În 4 din 10 întâlniri cu această instituție se rezolvă problema prin mită, instituțiile medicale, instituțiile de învățământ, iarăși revizia tehnică a automobilelor, etc. Administrația publică locală se află mult sub nivelul mediu, 5,8% din cetățeni care au vizitat, au contactat pentru careva servicii această instituție, au plătit mită. Însă, stimați jurnaliști, vreau să vă atenționez aici asupra interpretării datelor. Aceste cifre sunt calculate, aceste procenti sunt calculate din respondenții care au contactat instituția respectivă. Ori dacă noi avem grad de contactare diferită pentru instituție, ar fi greșit un titlul care ar suna că cei mai mulți cetățeni plătesc mită la înregistrarea transportului. Pentru a afirma acest lucru, trebuie să ținem cont și de frecvența contactării. Da? Iată de ce am realizat o altă hartă care ia în calcul și frecvența contactării și ponderea beneficiarilor care au fost nevoiți sau din propria inițiativă au acordat mită. E abundentă imagine, abundă de inscripții, însă acolo instituțiile care se află în partea stângă jos sunt instituții în care populația se adresează relativ rar. Da? Și la fel în aceste instituții relativ mai rar se plătește mită. Da? Instituțiile care se află în partea stângă sus sunt instituțiile în care mită se dă frecvent, însă e mică ponderea cetățenilor care se adresează în aceste instituții, da? Care are nevoie de serviciile acestor instituții. Partea dreapta jos e cătranul în care regăsim o singură instituție, este administrația publică locală. Plasarea instituției pe acest loc în
sistemul nostru de coordonație, vorbește despre faptul că în administrația publică locală se adresează foarte frecvent și mulți cetățeni, însă frecvența mitie aici este sub medie, este mai mică. Și avem două instituții plasate pe încătranul dreapta sus, instituțiile de învățământ și instituțiile medicale. Sunt instituțiile în care se adresează, cu care au de-a face cei mai mulți cetățeni și la fel în aceste instituții frecvența mitie este mult peste medie. De aceea am și numit această hartă impactul cantitativ al corupției. Deci, deoarece ia în calcul nu doar frecvența acordării mitiei într-o instituție sau altă, dar și pe a câta parte, cât de mulți cetățeni acest fenomen îi atinge, îi bate la buzunar. Este sau nu posibil de a combate fenomenul corupției? Vorbisem anterior că fenomenul are un caracter cumva tradițional, anumite forme, persistând încă cu mult timp înainte, da? Este primul lucru de care trebuie să ținem cont. Un alt aspect la care aș fi vrut să vă atrag atenție este că despre fenomenul corupției se discută mult, intens și de mulți ani deja. Și acest lucru pare a convinge populația că nu vom putea scăpa niciodată de corupție. Astfel, 20% din cetățeni sunt de părere că corupția nu poate fi combătută, iar 31% sunt de părere că corupția va exista întotdeauna, dar poate fi limitată cel puțin, și doar 11% din cetățeni sunt de părere că corupția poate fi complet extirpată. Opinii cu referire la evoluția corupției pe parcursul ultimului an în administrația publică centrală și în administrația publică locală. În primul rând vă amintesc că oricum, atât ca frecvență cât și ca percepții, administrația publică centrală este privită ca fiind un mediu în care corupția se regăsește mai des, mai amplu. Da? Iată ca și evoluții la fel, deși și acolo, și în administrația publică locală, și în cea centrală, ponderele celor care consideră că corupția a sporit sunt mult mai mari decât ponderele celor care consideră că corupția s-a redus, da? Oricum, percepția generală este că acest tempou de sporire a corupției este mare în instituțiile de stat, adică la nivel central. Care instituții, organizații, persoane sunt responsabile de combaterea corupției? Deci atunci când este vorba de responsabilități, oricum așteptăm că acest lucru trebuie să-l facă statul. Guvernul, urmat de Parlamentul, Centrul Național de Anticorupție, deci instituția națională abilitată, nemijlocită în acest domeniu, președintele țării, dar un lucru optimist, un lucru pozitiv este că pe locul 5 în top se plasează și populația, adică cetățenii își asumă sie la fel responsabilitatea pentru combaterea corupției. Un lucru mai puțin optimist, mai puțin plăcut, este că noi nu vedem să fie pus mare accent pe responsabilitățile atât administrației publice locale, dar și a mass media și a societății civile în combaterea corupției. Și care sunt instituțiile, organizațiile, persoanele care se implică în combaterea corupției? Cele mai responsabile instituții în percepția populației sunt și cele care se implică cel mai puțin în combaterea
fenomenului. Guvernul, Parlamentul, președintele țării, organele de drept se află jos. În schimb, cetățenii consideră că populația în general se implică în combaterea corupției mai mult decât orice alte instituții, deși, ca să nu avem o percepție greșită, majoritatea din ei, pentru orice instituție și orice persoane, cât și pentru populația în general, au afirmat că implicarea este puțin sau deloc vizibilă. Altfel spus, percepția generală este că în țara asta nimeni nu se implică în combaterea corupției. Vă mulțumim, vă rog întrebări. Nu, încă până trece la întrebări, încă dăm cuvântul și mulțumesc, Vasile, pentru prezentare și pentru lucru care ați efectuat pentru studiu. Eu numai am vrut să adaug niște rezultate la care vreau să comentez foarte scurt. În cadrul proiectului, așa cum a menționat coordonatorul proiectului Valerian, noi atragem atenție în primul rând la implicare societății civile și mass media locale în prevenirea și combaterea corupției la nivel local. Și studiul confirmă faptul și special penultimul slide că când la întrebarea cine este responsabil de combaterea, prevenirea corupției, societatea civilă și mass media are un procentaj foarte mic, adică oamenii nu cred sau nu știu sau poate altceva, că societatea civilă și mass media nu sunt implicați sau nu sunt responsabili, și la fel ca și administrația publică locală. Adică toate pietrele, ca de obicei, aruncăm în administrația națională, în organele la nivel național, în care, cum arată iar studiul, avem foarte, foarte puțină încredere. Adică în cei care avem încredere cea mai mare, adică ONG, mass media, administrația locală, în ei nu vedem organele responsabile de combaterea corupției. Dar în cei pe care nu credem, vedem responsabile. Adică așa o situație interesantă. Și noi special am atras atenție și în cadrul proiectului anume vrem să ridicăm gradul de responsabilitate a apeleului, organizațiilor locale și mass mediei. Și încă o dată vreau să mulțumesc că studiul încă o dată a arătat că ținta noastră este aleasă foarte, foarte bine și noi vom continua să lucrăm și sporim anume capacităților actorilor locali de a combate și preveni corupția. Mulțumesc încă o dată și acum întrebări. Întrebări. Deci, totuși, cum se explică faptul că respondenții au vorbit despre faptul că lupta corupției este mult mai prezentă și mult mai evidentă la nivel central, mai puțin în administrațiile publice locale. Este greu de crezut că acolo nu este corupția. Cel puțin putem să credem că respondenții dumneavoastră nu au fost atât de sinceri, ținând cont de faptul că i-ați întrebat direct despre administrația din care fac parte? Deci, în primul rând, probabil primele cifre la care ne-am referit ca și comparație, da, între corupția la nivel central și la nivel local, iată, vi l-am afișat din nou. Totuși, majoritatea respondenților sunt de părere că corupția persistă peste tot. Una la mână. În al doilea rând, fonul mediatic general care vizează fenomenul corupției este unul mult mai abundent atunci când se întâmplă cazuri de corupție la nivel central. Deoarece, pur și simplu, imaginați-vă dacă ar fi loc o conferință de presă acum, care ar viza un caz de corupție în Parlament sau în Guvern, pur și simplu imaginați-vă câți colegi de breaslă de ai voștri ar fi aici și dacă ar fi fost vorba de un caz de corupție într-o primărie, da? Cu siguranță ar fi fost mai puțin. Deci,
Fonul mediatic abundă la general mai mult atunci când este vorba de corupție la nivel central, se vorbește mai mult. Drept urmare, percepția publică se formează în această direcție. Ori percepție, opinia publică se bazează nu întotdeauna pe și uneori nu în cea mai mare măsură pe realitatea obiectivă, ci cel mai des și uneori foarte mult pe fonul mediatic, pe ce se vorbește la știri. Mai pot să adaug aici, noi din ceea ce am reușit deja să vedem în acolo unde lucrăm, adică în localitățile unde activăm, noi am observat că oameni, de ce percepția corupției la nivel local sau organelor locale mai mică, ei argumentează prin faptul că administrația publică locală oferă cu mult mai puține servicii decât organele de administrație națională sau serviciile desconcentrate naționale. Înțelegeți că chiar la nivel local foarte multe servicii sunt de nivel național, dar serviciile locale sunt foarte puține. De aceea că omul cât de mai des se întâlnește cu serviciile prestate de organele naționale. De aceea probabil și inclusiv sau în mare parte ceea ce a spus Vasile, de ce așa cifre avem. Domnule Nicolae, da. Cum credeți de ce populația nu percepe responsabilitatea ONG-urilor și presiei în combaterea corupției? Noi special am atras atenție, în special organizațiilor locale și mass media locale și cifrele care, nu toate au fost prezentate de Vasilii, dar arată că populația în mare parte nu le cunoaște organizațiile locale în general, nu percepe mass media locală ca puterea, da, pentru a rezolva unele situații și mai departe. Și de aceea, în general, ei ca și au încredere în aceste instituții, dar ca instituții care poate să rezolvă ceva, ei nu au încredere și în majoritatea cazuri ei pur și simplu nici nu știu că există ONG-uri sau societatea civilă. Deci aici este o altă problemă, că noi le-am pus accent în proiect, că societatea civilă care este implicată în proiect să fie cu mult mai activă, să arăte nu numai că ea și are responsabilitate, dar că ea este prezentă și ea are capacitatea de a preveni corupția, de a, nu știu, de a contribui la unele activități care pot combate corupția în viitor. Adică asta și problema, că societatea nu prea le știe pe noi, adică și pe mass media inclusiv, adică dacă vorbim de mass media națională, probabil da, știu, dar mass media locală și ONG-uri sau societatea locală, cu părere de rău. Asta este situația. La noi, cel puțin în capitală, sunt organizate diferite mese rotunde, diferite evenimente care să ajute populația să perceapă fenomenul corupției, cum poate fi el combătut în localitățile rurale, adică în afara capitalei. Sunt organizate astfel evenimente? Sunt organizate, de unele organizații societăți civile, dar sunt foarte și foarte rare. Adică și noi, ca și golul acesta, prin proiectul nostru, noi vrem să acoperim în acele unități administrative unde vom lucra și lucrăm deja. Așa cum a fost menționat de Valerian, noi vom acum elaborăm un program de sensibilizare a populației masiv în aceste unități administrative prin implicarea cetățenilor, mass media și organizațiilor neguvernamentale și inclusiv va fi și mese rotunde, și seminare, și dezbateri, și alte activități care în special sunt au ca scop sensibilizarea populației. Și plus la asta, în toate cele 6 localități, chiar începând cu luna mai, noi vor fi implementate proiecte, fiecare aparte în aceste 6 localități, unde ONG-urile în principal vor fi responsabile de organizarea evenimentelor în care să fie implicată cât mai mult populație, de instruire, de sensibilizare, dar cu o puternică acoperire informațională din partea mass-mediei locale.
Deci până la sfârșitul anului noi vom avea în toate aceste 6 localități niște campanii informaționale locale despre fenomenul corupției. Mulțumim. Mulțumim, dacă nu mai sunt întrebări. Mulțumim foarte mult.